Unde suntem aici, domnule primar? La școala... Școala Deal. Școala din Deal. Corpul de școală D. Hai să lucrează. Suntem de Sfântul Petru și Pavel, dar se lucrează la dumneavoastră mult și bine. Exact. Se lucrează și se lucrează bine. Câte clase vor funcționa aici, domnule primar, pentru copii? Câte clase vor funcționa? Trei clase. Se lucrează la instalația electrică, vedem. Da. Grupuri sanitare moderne, domnule primar, da. Cu dușuri. Da, grupuri sanitare moderne. Boiler, gresie, faianță. Da. Pentru copiii din Roseți. Aici e pentru profesori. Când estimați că se va da în funcțiune? Să vedem. Cam o săptămână, două. Nu? Bună ziua! S-a muncit mult aici la dumneavoastră. Asta e centrala termică. Urmați tablouri electrice să vedea. Trebuie să venim să luăm cheresteaua toată de aici, o băgăm la foc, vedem care e treaba, ce mai este bun de recuperat, mai recuperăm. Ce nu, a venit preotul să ia și el niște scânduri de aici. Da. Ce n-ai luat pe aceea, mă? Pe piatră? Păi pe piatră, care e? Că tot a venit și pe semne. Au, ce aici? Oare nu mai luat pe aici, că ce este nenorocire. Dar de ce, domnule primar? Că vă veți implica. E bine că le controlați. Da. Aici sunt... Ați asigurat asfalt, deși n-au garduri. E un adevăr. Sunt case noi făcute aici. Asta e un sector de... Aici sunt vreo 60 de case. Deci, în total, domnule primar, spuneați, ar fi un 200 de case? Pentru da, la concesiuni și tinerii căsătoriți, până acum sunt peste, eu zic că sunt peste 200 de case. Mai sunt în construcții, oprește aici. Da, e asfalt până la capă și aia la altă, strada e asfaltată, dă-i drumul înainte. Dă-i drumul pe aici și pe partea cealaltă. Ăsta e tot cartier nou, să știți. Hai, ce să zic. Bun gospodari. Da. Asta este parcul nou. Parcul prietenii, uitați, stânga, dreapta. Aici am pus de două, trei ori pom și n-au mers. Uitați. Vedeți? Curat, întreținut. Asta nu până pe 27 septembrie, până la... Când începem școala, e să fie gata. Da, da, da. La rezervă pe aia, așteptă pe aia. Acolo, dacă rămâne, rămâne numai exteriorul la centru de făcut. Că interioarele trebuie să le rezolvăm într-un fel. Ați înțeles ce vreau să spun? De ce trebuie să le rezolvăm? Pentru că copiii începe școala. Eu nu am decât două spații pe care pot să le rezerv. Din căminul cultural să le rezerv pentru școală. Ați înțeles? Două spații atât am. Acolo să fie două clase de dimineață și două clase după a mea. Deci un nivel, să spunem. Asta e una din sălile de clasă. Asta este a doua. Interioarele sunt pregătite. Instalația electrică e făcută. Mai se duce mici reparații. Mai este parchetul de pus, uitați-l acolo, parchetul. Asta
Avem și mobilier, domnul primar? Cum? Mobilier. Da. Am păstrat cu aceea configurație la ferestre, pentru că e destul de simpatică. Nu se mai poate așa ceva. Școala gimnazială Rosetti. Da, ăsta e corpul ei, din sector. Câte clase, domnule primar? Aici sunt 4 clase. Cu graficul de execuție. Suntem e bine. Nu e, e greu. E fructuați. Când odată suntem mai sus, odată mai rămânem la nivel. Cât pe valoric, cum stați? Aproximativ 20%. 20%. Da, dar e mai mult de 20% executat. În astea două corpuri a fost mai greu. Nu, 20% de total. Nu, 20% de total. Nu, domnul primar a spus foarte bine. Nu. Suntem cu încasările la 20%, iar lucrarea e... Lucrarea e mai mult de jumătate, da, executată. Da, da, pentru că astea două construcții, aia și cu aia, a avut cele mai multe, cea mai mare valoare. Așa de execuție. Dar ce... Toți neaveniții, v-am mai spus eu, unii sunt învățați să vorbească, să critique, alții sunt învățați să facă treabă și eu n-am timp de discuta cu ei. N-am timp, credeți-mă, nu am timp să le răspund. N-am, îi las pe fiecare să vorbească, poate o durea gura până la urmă. Da, cum pe mine mă doare sufletul de tot ce este în comun asta, da. Dacă i-aș crede în stare că ar face măcar 5%, din binele pe care l-am făcut eu la nivel de comună asta, că unde mă uit în comună, văd mâna mea pusă undeva. Dar oriunde v-ați duce în comună aici, ar fi bine. Mă dau la o parte și spun, hai, veniți și conduceți. Dar e greu de așa ceva. Nu vreau să discut mai multe, că n-am niciun rost. Că pe urmă, iar e iericiu, vreo săptămână, două, iar ies pe Facebook. Da.